Salutare! Astăzi o să vorbim despre planul Kalergi și despre președintele Iohannis. Planul Kalergi, cei 5 stăpâni ai lumii și efectele din zilele noastre. Mulți dintre cei care cred că este o conspirație uriașă și încearcă să obțină puterea pe întreaga planetă, se referă la așa numitul plan Kalergi. Și nu e vorba deloc de un fals precum protocoalele înțelepților Sionului. Kalergi a existat cu adevărat, iar ideile sale stau la baza Uniunii Europene de astăzi. Numai că multe dintre transformările uriașe la care visa Kalergi abia acum se înfăptuiesc, fără ca vreun politician european să și le asume. Iată de pildă ce scria contele Richard despre ce se va întâmpla în Europa. Omul viitorului va fi de rasă metișă, rasele din zilele noastre și clasele vor dispărea. Rasa euronegroida viitorului va fi similară ca înfățișarea cu egiptenii, atunci va fi înlocuită diversitatea popoarelor cu diversitatea indivizilor. Richard s-a născut pe 16 noiembrie 1894 la Tokyo. Tatăl său era reprezentantul diplomatic al Imperiului Austro-Ungar, iar mama sa fiica unui foarte bogat negustor din Japonia. În decembrie 1921, după dezintegrarea monarhiei bicefale, s-a alăturat unei loși masonice din Viena, numită Humanitas, iar în anul 1922 a fost printre cofondatorii Uniunii Pan-Europene, alături de arhiducele Otto von Habsburg, pretendentul la coroana austriacă. În anul 1923 publică un manifest intitulat Pan-Europa, în care se pronunță pentru social-democrație, o îmbunătățire a feudalei aristocrații militare. Dar visul său era să înlocuiască democrația cu o nobilime socială a spiritului. Mai multe loși masonice îi sprijină mișcarea, manifestul lui e publicat în mai multe limbi. În anul 1924, după cum povestește Kalergi în autobiografia sa, un prieten extrem de bogat, baronul Louis de la Rothschild, l-a prezentat altui banchier, Max Hamburg. Acesta i-a oferit 60.000 de mărci în aur pentru a-și înființa mișcarea paneuropeană, ba mai mult, l-a pus în legătură și cu alți doi bogați banchieri din Statele Unite. În aprilie 1924, Kalergi pune bazele publicației Paneuropa, în care începe să-și expună pe larg ideile, iar în anul 1925, primul congres al Uniunii Paneuropene îl alege președinte al Comitetului Central, poziție pe care o va deține până la moartea sa în anul 1972. În primă fază, Kalergi a militat pentru împărțirea lumii în numai 5 state, Statele Unite ale Europei, care ar fi trebuit să includă și posesiunile franceze și italiene din Africa, o uniune panamericană în care să se găsească atât America de Nord cât și cea de Sud, URSS-ul și o uniune panasiatică în care China și Japonia ar fi înglobat și Oceania. Din Statele Unite, Kalergi a continuat pe toată durata celui de-al doilea război mondial să lupte pentru ideile sale, dar abia după marea conflagrație a reușit să vadă primele rezultate. Tezele sale i-au inspirat pe fondatorii primelor construcții europene. De altfel, Kalergi este cel care a propus Oda Bucuriei de Beethoven drept imn european încă din anul 1955. Viziunile sale radicale care vizau o nouă ordine a lumii l-au transformat pe Kalergi într-o temă predilectă a teoriilor conspiraționiste. De altfel, extrema de dreapta din zilele noastre încearcă adesea să pună deciziile actuale ale politicienilor europeni sau nord-americani pe seama urmăririi acestui plan, care ar avea ca finalitate un stat universal controlat total de câteva familii de o bogăție fabuloasă. Și mai e ceva care dă foarte tare de gândit, nu numai radicalilor de dreapta, ci și celor care văd democrația și drepturile cetățenești ca pe valorile fundamentale ale umanității. În esență, planul Kalergi nu are niciun loc pentru alegeri libere și voința popoarelor, scopul său este să încredințeze puterea unui aparat birocratic animat de idealuri înalte. Cine a trăit experiența comunistă știe care sunt pericolele unei astfel de utopii. Premiul european Kalergi se acordă la fiecare 2 ani unor mari personalități care și-au adus contribuția la proiectul unei Europe unite și pașnice și este decernat de către Societatea Europeană
Kalergi, înființată în anul 1978 în memoria marelui vizionar european Richard von Kalergi. Întâmplător sau nu, în 2015, același premiu l-a primit și Angela Merkel, chiar în anul în care Klaus Iohannis și-a început activitatea ca președinte al României, după alegerile din decembrie 2014, când a câștigat surprinzător al doilea tur împotriva lui Victor Ponta, cu sprijin masiv din afară, după cum a comentat presa internă și internațională. Angela Merkel trebuie menționat că este un fan declarat al lucrării Kalergi și la evoluția Europei gândită de marele vizionar, la fel cum este și Klaus Iohannis. Mai puțină lume știe însă că pe lângă lozincile de bine ale contelui Kalergi, referitoare la o Europa unită, prosperă și pașnică, acest conte activa în zona ocultă a societăților secrete cu interese politice de acaparare a puterii, acesta este autorul așa numitului Plan Kalergi, care nu este atât de binevoitor față de cetățenii de rând a Europei, dar și față de țările europene care nu fac parte din elita statelor. România, de pildă, conform planului respectiv, este privită ca o țară vasală. Pe de altă parte, planul Kalergi încurajează migrația masivă din Orientul apropiat și îndepărtat în vederea construirii unei populații metișe care să fie îndobitocită și docilă, o masă de manevră pentru elitele europene. Vedem că migrația respectivă este încurajată de lideri europeni, primul val masiv a fost salutat de Angela Merkel încă din 2014, ceea ce a și condus la decernarea premiului în 2015 pe care l-a primit. Cu ceva vreme în urmă vorbeam despre un nou val masiv de imigranți în Europa, chiar în momentul în care Klaus Iohannis primea premiul. Dacă Occidentul este gata populat de migranți, a sosit momentul României, alături de alte state este europene, să preia sute de mii sau poate milioane de imigranți. Mai ales că România a fost depopulată voit, cu o diasporă ce se apropie de 5 milioane de români. Locurile goale din țară sunt pregătite pentru alte milioane de migranți din Orient. Iohannis, președintele României, se lăuda pe Facebook în 2020 cu primirea premiului European Kalergi. Sunt onorat să primesc astăzi premiul European Kalergi pentru anul 2020, pe care mi l-a înmânat alteția sa, prințul Nicolas, în prezența unui bun prieten al României, președintele PPE, Donald Tusk. Este în continuare de actualitate complicitatea la falsificarea datelor privind votanții. Alegerea în 2014 a actualului președinte Klaus Iohannis era cunoscută cu 7 luni înainte în comunitatea de informații. În plus, Aurel Rogojan subliniază că serviciile secrete, nu doar SRI, se implică adesea în campaniile prezidențiale în numele așa zisei securități naționale, uneori chiar și la sugestia, mai mult sau mai puțin discretă, a unor puternici parteneri externi. Chiar dacă nu arată explicit cu degetul către un serviciu secret sau altul, Rogojan admite și realitatea falsificării datelor privind numărul real de votanți, lucru recunoscut chiar și de către fostul președinte Traian Băsescu. Nu pot rămâne neobservate complicitățile la securizarea unor manopere de deturnare a voinței electoratului și atitudine pasivă chiar față de fraudarea masivă a rezultatelor votului. Este în continuare de actualitate complicitatea la falsificarea datelor statistice privind numărul populației votante. Cu 2-3 milioane, 500 de mii de CNP-uri ale nimănui și circa 180 de mii marja erorilor de implementare și operare în sistemul informatic, plus controlul și posibilitatea furnizorului cheii de criptare, toate acestea constituind permisele ca intrare în turul 1 și 2, citesc Traian Băsescu, să se basculeze 2-3 milioane de voturi. În același timp, părintele Iustinian a publicat online o scrisoare deschisă adresată președintelui Klaus Iohannis, în care îi aduce 10 argumente ce demonstrează în opinia sa că Iohannis n-a făcut nimic care să dovedească respect pentru credința și valorile acestui neam. Poporul român are nevoie de un președinte credincios care să țină la istoria și valorile neamului său, pe care să și le asume și să acționeze numele lor. Trebuie să vă hotărâți, domnule președinte, dacă vreți să fiți președintele românilor sau doar un stăpân străin peste hotarele României,
care ia decizii în beneficiul altor puteri. Poporul român trece prin momente de cumpănă, iar conducătorii săi s-au îndepărtat de la nevoile neamului românesc. Românii nu vor o moschee turcească la București, românii nu vor invazie de imigranți în țara lor, primirea de imigranți musulmani reprezintă o faptă care contravine nu doar dorinței românilor, ci și istoriei și tradiției milenare a poporului nostru. Ați promulgat în schimb în mare grabă legea prin care martirii temnițelor comuniste au fost condamnați a doua oară, fiind interziși în România. Nu i-a suprit pe români cu legi obligatorii, este nu doar împotriva logicii creștine, ci și a drepturilor omului pe care pretindeți că le respectați. Aveți datoria să sprijiniți promovarea istoriei românilor prin muzee dedicate istoriei naționale corecte și prin sprijinirea predării istoriei naționale în școli. În timp ce monumentele altora sunt renovate și promovate, monumentele românilor zac în uitare și în ruină, ca și cum cineva ar vrea să șteargă amintirea noastră de pe aceste meleaguri. Teritoriul național devine tot mai mult scena de desfășurare a multinaționalelor străine. Poporul român are nevoie de un președinte credincios care să țină la istoria și valorile neamului său, pe care să-și le asume și să acționeze în numele lor. Nimic din ceea ce ați făcut de când ați devenit președinte nu dovedește că respectați credința și valorile acestui neam care ne-au ținut la oaltă de atâta timp.